Ar fi două rezultate de egalitate și patru înfrângeri cu meciul de astăzi. Am intrat în ultimul minut din cele 5 de prelungire, degajează Fernandez. Oh, ce greșeală face Simion, iese Iliev. Nu, e fault în atac. De revăzut faza asta. De revăzut mie mi se pare că mai întâi lovește Iliev. Ia să vedem. E fault clar, e penalti clar. Obstrucție. E penalti clar, Dumitru ajunge la minge, lasă piciorul jos. Ia, priviți aici, e penalti de manual. Penalti de manual, nicio discuție. A dat fault în atac Cătălin Popa, dar e penalti. Să vedem arbitrajul video ce zice. Se va da penalti. Nu. Ia să vedem. Bine, acum depinde și dacă poate să-i spune Iulian Călin că a greșit Cătălin Popa, dar... Ia, se duce la VAR. E penalti, n-are cum să nu fie, n-are cum. Și atenție că s-ar putea să fie și eliminat. Este, cum să spun, fază de vizionat de două ori, din două motive. N-are ce să vadă prea multe reluri. Doar dacă nu vrea să dea Cătălin Popa, penalti și roșu. Nu, Cătălin, mă înșel eu? Da. Se poate aprecia, Mădălin, și faptul cum a ridicat piciorul. Da, că e joc periculos. Pe asta a apreciat și Cătălin Popa inițial, dar lovește mingea și eu cred că înainte de contact... Ia să vedem, penalti și atenție. Haideți să vedem și ce carton. Aș mai întâi un galben la banca voluntarului, Ilie Poenaru. Prât, probabil, de Zabolș Covaci, că da. Așa sunt arbitri de rezervă, prăcioși de serviciu. Și ia să vedem ce cartonaj vede Iliev, pentru că eu cred că va fi eliminat și... Ai, galben? Doar galben. Iată, Dumitru... Dumitru aproape să facă dubla... Și voluntariul aproape să înscrie, iată, 6 goluri în 2 deplasări pe Cluj Arena. Au trecut deja și cele 5 minute suplimentare, dezastru pentru Cluj oricum, indiferent dacă ratează sau nu Dumitru. Dumitru scoate Iliev! Și Cătălin Popa fluieră în finalul înainte să tragă Dumitru, dacă era gol nu se punea. Vă aduceți aminte meciul lui Dinamo cu Olympique Marseille. Da, este final de partidă, dezastru pentru Cluj. Voluntariul în schimb obține un rezultat mare de tot în această după amiază. Sare două locuri în clasament. Iată cum un rezultat de acest gen îți poate relansa practic sezonul. Aceasta a fost partida de pe Cluj Arena. Rămâneți însă alături de noi. De la 17:30 începe Farul Botoșan. Până atunci vor fi bineînțeles și reacții după această partidă. Cătălin Berindan și Mădălin Negoiță, vă mulțumesc pentru atenție.